Pentru cei care pot vedea, lumea este un loc minunat. Pentru ceilalți oameni care au probleme de vedere, există Europe Eye, cel mai mare și mai modern spital privat de oftalmologie din sud-estul Europei. Din luna mai 2011, Europe Eye oferă servicii complete de diagnostic, chirurgie și tratament oftalmologic la cele mai înalte standarde de calitate. Medicii cu experiență, cu ajutorul unor echipamente de ultimă generație, se adresează pacienților care suferă de boli precum glaucomul și cataracta, afecțiunile vitreoretiniene, traumatismele și, bineînțeles, viciile de refracție, miopia și hipermetropie. În luna iunie 2013, Europe Eye a făcut primul pas de la un spital cu o unică specialitate la unul generalist. Primele două secții nou deschise au fost pediatria și maternitatea, fiind urmate în timp de alte specialități medicale, transformându-se într-un adevărat spital european. Europe Eye Hospital a început ca proiect în noiembrie 2009, când un grup de investitori din Turcia, împreună cu un celebru profesor de chirurgie refractivă din Istanbul, au venit în București și m-au contactat și mi-au prezentat proiectul lor de un spital monospecialitate de oftalmologie în București, într-o poziție extraordinară și într-o clădire care prezenta un potențial nemaipomenit. L-am inaugurat spitalul pe 13 mai 2011. Așa cum se observă, Europe Eye e un spital foarte mare. Suprafața pe care o avem este de 7.000 de metri pătrați, dispunem de 20 de cabinete de consultații și investigații, de 4 săli de chirurgie intraoculară, de 2 săli de chirurgie laser, dar avem încă și alte spații disponibile. Și datorită faptului că acest concept cu care am venit în ceea ce privește relația cu pacientul și abordarea în condiții de confort deosebit a pacienților români, toate aceste lucruri au dus la o nouă cerere, la cerere de și de a altor servicii medicale. Ca atare, evident, în urma unui studiu de piață, s-a decis dezvoltarea a unor alte specialități, practic la cererea pacienților. Din momentul în care pășești pe holurile spitalului, descoperi un spațiu elegant, oameni prietenoși care te întâmpină cu căldură și îți oferă servicii medicale de calitate. Dar mai presus de acest lucru, medicii nu sunt doar specialiștii care te însoțesc pe drumul spre vindecare, ci sunt prietenii tăi. Tehnologic, cel puțin, a venit cu primul laser cu femtosecunde pentru chirurgia refractivă a corneei, cu platforma VisuMax a companiei Zeiss, a venit cu un întreg sistem de diagnostic avansat pentru chirurgia refractivă, a venit cu tomograf de segment anterior și segment posterior în coerență optică, aparate care unele au fost în premieră în România și încă sunt, tomograful de segment anterior. În primul rând, o infrastructură de invidiat. O curățenie de invidiat. Știm bine că suferim la capitolul curățenie în multe spitale de la noi, mai cu seamă cele de stat. De asemenea, specialiști care își fac treaba cu dăruire, cu omenie, nu doar vin la serviciu. E mare lucru. Aceasta este o meserie care ține de oameni, de sănătatea lor, de moralul lor. Ce trebuie ridicat, nu e simplu. Și atunci, cred că foarte important e să ai parte și de servicii bune și de prețuri flexibile, să ai parte, până la urmă, de un tratament așa cum îl meriți ca om. Suntem oameni, deci trebuie să fim tratați ca oameni. A venit cu un concept și o atitudine nouă în ceea ce privește pacientul. Cel puțin din punct de vedere logistic și hotelier, cred că Europe Eye oferă cele mai bune condiții în acest moment pe piața românească pentru pacienți, atât din punct de vedere al calității actului medical, cât și din punct de vedere al confortului pacientului care ni se adresează. Și de aceea succesul nostru
s-a realizat și prin faptul că pacienții revin cu plăcere, nu de nevoie. Chiar efortul pe care îl face un spital ca European Hospital, ca aproape în fiecare lună să aibă promoții pentru cei care nu își permit, da, e un semn de sănătate. Există oameni pe care greutățile și boala îi copleșesc. Prin intermediul Andreei Marin, președinta Fundației Prețuiește Viața, oameni care au avut nevoie de ajutor au fost tratați de echipa de specialiști ai spitalului Europe Eye. Ei au primit șansa unei vieți mai bune. Pentru Ștefan Șerban, viața era o permanentă luptă. Nesiguranța, conștiința că este diferit de cei din jur, dar mai ales reacțiile negative ale oamenilor, l-au împiedicat să-și facă planuri de viitor. Simțea că nu are nicio șansă la fericire. Problema mea la ochi a fost cu dioptriile foarte mari. Mă chinuiam să citesc, nu vedeam de la depărtare, lentilele erau foarte groase. Boala fiului meu a evoluat cam de la vârsta de un an jumate, doi, când am început să ne dăm seama că el nu poate să vadă, nu poate să pună mâna pe lucrușoare. A început cu jucării, și încet, încet, cu cât a înaintat în vârstă, a început și boala să evolueze, adică miopia lui. Miopia lui e o miopie foarte, în ultima fază acum. Și am ajuns de la, am început cu 1 și am ajuns la vârsta de 21 de ani, cât are el acum, la minus 13, cu lentilă groasă, cu cilindru și probleme zilnice. Respingerea, izolarea și faptul că nu se descurca singur l-au făcut pe Ștefan să-și piardă încrederea în oameni, dar mai ales în el însuși. Fără ochelari nu vedeam, vedeam în ceață, de aproape, de la distanță nu vedeam deloc și cu ochelarii vedeam cât de cât bine cu, la distanță, ca să pot vedea. În comportamentul lui zilnic observam închiderea în sine, nevăzând, așa, ca să noi înțelegeam. Noi știam ce manifestă, cum se manifestă, ce probleme are el, cum nu vede, cum multe chestii. Și el tot timpul stătea, parcă era un copil bolnav. Mult timp nu s-a putut face nimic pentru Ștefan. Boala lui înainta. Și timp de mai mulți ani, el a schimbat o pereche de ochelari după alta, pe măsură ce își pierdea din ce în ce mai mult vederea. Atât cât creștea el, creștea și miopia. Am vrut să facem operația mai din timp. Lui nestagnându-i creșterea, nu am putut să venim să umblăm, să schimbăm cristalin. Pentru că e o operație mai complicată și a rămas la etapa cât ajungem cu ochelarii să-i facem când este gata. Momentul mult așteptat a sosit. Miopia a stagnat. La ochiul drept, dioptriile erau minus 14,5, iar la ochiul stâng depășeau minus 12. Ștefan a aflat de Europe Eye, cel mai modern spital de oftalmologie din Europa de Est, unde medicii cu experiență ajutați de tehnologia de ultimă generație îi puteau reda vederea. El a fost programat pentru operație în luna ianuarie 2013. După ce am făcut analizele, investigația și analizele, a spus da, gata, băiatul zice, e ok pentru operație. Ne-am apucat pe 28 ianuarie, l-a operat la primul ochi. Am venit a doua zi la consultație, a dat pansamentul jos și a spus da, e foarte bine. Începând din acel moment, viața lui Ștefan s-a schimbat. Ceața s-a risipit și prima rază de soare a venit cu speranța pentru un viitor mai bun. De când l-a operat a doua zi, doamna doctor a spus fără ochelari. Acum, după operație, e altfel. Deci, văd normal, cum ar vede oricine. Și, pentru că resursele familiei Șerban erau limitate, cea de-a doua intervenție chirurgicală a lui Ștefan a fost sponsorizată în întregime de spitalul Europe Eye. Prima operație a fost costisitoare și au fost cam greu, așa. A doua am fost sponsorizați de către spital, am fost pentru al doilea ochi. Și mulțumim spitalului și în continuare sperăm să fie bine, să fie totul ok. Sunt la spital, m-am operat la ochiul drept. Sunt acum la al doilea ochi.
să mă operez ca să pot vedea normal. Cu ajutorul echipei de doctori, asistenți, tot ce este a spitalului, ne-a încurajat și ne-am prezentat și suntem pe drumul cel bun și sperăm să iasă și copilul să vadă, să fie și noi mulțumiți și toată lumea. Acum urmează să îl operăm pe tânărul nostru la cel de-al doilea ochi. La fel, se va implanta un cristalin artificial care va permite ulterior să vadă fără corecție optică. După cum știți, prima operație a decurs foarte bine. Ne așteptăm și la a doua să avem același succes. Pacientul este optimist, i-a crescut chiar încrederea în sine, pentru că deja vede foarte bine cu primul ochi operat și are aceleași așteptări mari și de la a doua operație. Imediat după operație am găsit un pacient optimist și nerăbdător să înceapă o nouă viață. Acum simt foarte bine. Mi-a făcut anestezia locală. Acum, momentan, nu pot să mișc ochiul după anestezie. În schimb, a fost totul bine. Succesul în medicină se poate măsura prin schimbarea în bine din viața pacientului. La 2 săptămâni după operație, Ștefan vede lumea cu alți ochi. Ștefan s-a născut a doua oară. Intervenția chirurgicală a decurs fără incidente. Durata a fost foarte scurtă, 5-6 minute, iar pacientul s-a recuperat de a doua zi. După operație, în a treia zi, m-am putut da pansamentul jos să pot vedea. Vedeam cu totul și cu totul altfel, din față dinainte. Înainte cu ochelarii cei vechi, vedeam foarte greu, mă oboseau, nu vedeam multe lucruri pe care puteam să le fac acum, fără ochelari. Pot face mai multe lucruri, mă pot duce oriunde, cum ar fi la filme, la în parcuri, e altfel, se vede totul altfel. Cel mai sugestiv este faptul că el a zâmbit de-a doua zi. Deci, absolut, și-a dat seama imediat că acuitatea vizuală s-a îmbunătățit și că lucrurile merg spre bine. L-ați văzut și dumneavoastră, este mai optimist, vede lumea cu alți ochi. Acum eu mă simt altă persoană față dinainte. Acum pot da de școala de șoferi, pentru că înainte nu puteam din cauza ochelarilor, că erau miopia foarte mare. El, după operație, s-a schimbat total, s-a încurajat, are o viață, parcă, cum să vă spun eu, total. Nu mai e copilul care era mohorât, bolnav, nu așa, e copilul care înflorește să naște a doua oară. Eu acum sunt mai fericit, mai sigur de mine, mai bucuros, mai altfel. Experiența lui Ștefan arată că și în țara noastră se poate face medicină de performanță, dar mai ales că există interes pentru binele pacientului și omenie. Am mai fost și în alte spitale, dar ca aici n-am întâlnit. Curajul care mi l-a dat atât nouă ca părinții, atât nouă ca... Nu am venit până acum niciodată aici. Dar ne-a dat un curaj fantastic, un curaj și atât personal, cât începând de la recepție, începând cu asistent, începând cu, nu mai zic, cu doctor, începând cu tot aici este de nota 10. De nota 10 suntem foarte mulțumiți și mulțumim în continuare echipe de medici care ne ajută să-i dăm o nouă viață, o nouă șansă în viață copilului.
Intervenția chirurgicală pentru implantarea unui cristalin artificial poate reda vederea persoanelor cu miopie forte, care altfel nu ar avea nicio șansă la normalitate. Este vorba despre un pacient tânăr care la momentul prezentării în clinică avea un viciu de refracție foarte mare, cu alte cuvinte purta ochelari cu dioptrii mari. Deoarece acest pacient nu era eligibil pentru chirurgia laser, adică pentru șlefuirea cu laserul a corneei, am optat pentru implantarea unui cristalin artificial. Acest cristalin artificial practic a preluat dioptriile din ochelar, astfel încât postoperator ați remarcat și dumneavoastră că pacientul are o acuitate vizuală bună, fără ochelari, fără corecție optică. El a avut miopie forte, cu alte cuvinte, globii oculari în sens anteroposterior erau foarte lungi. La ochii cu miopie forte, imaginea se formează mult în fața retinei. Atunci, pentru a fi proiectată pe fundul de ochi, deci pe retină, trebuie să suplinești acest viciu de refracție, să-l înlocuiești cu ochelari care au dioptriile corespunzătoare. Noi am înlocuit dioptriile din ochelari implantând un cristalin artificial, perfect transparent, care îi proiectează imaginea exact acolo unde este locul, adică pe fundul de ochi. Tehnologia este modernă, se bazează pe facoemulsificarea cristalinului, deci distrugerea cristalinului cu ultrasunete și implantarea unui cristalin artificial foldabil, deci care se strânge ca o clătituță și îl plasăm intraocular printr-o incizie foarte mică, de 2,1-2,4 mm. Nu este nevoie de fir, deci nu se suturează, iar recuperarea este foarte, foarte rapidă. Nu se putea șlefui cu laserul pentru că avea dioptrii foarte mari, iar grosimea corneană nu permitea această tehnică operatorie, această manevră. Persoanele care au miopie mică și medie pot scăpa însă de ochelari printr-o intervenție ușoară și rapidă, realizată la Spitalul Europe Eye cu ajutorul laserului cu femtosecunde, unic în România și în Europa de Sud-Est. Pentru cei care au miopii mici și medii, se poate opta și se poate practica o altă tehnică operatorie, chirurgia refractivă cu laserul excimer. Este ultramodernă și practic, așa cum îi spune numele, se șlefuiește cornea astfel încât dioptriile să fie aduse pe zero. Este cel mai modern laser existent la ora actuală pentru o astfel de patologie. Noi în spital îl avem și practicăm tehnica cu un foarte mare succes. Acest laser la momentul actual este singurul din România. Ne bucurăm că pacienții sunt foarte mulțumiți și așteptăm să ne viziteze. Părintele Daniel Sârghe își duce zilele la Mănăstirea Sfântul Apostol Filip din Adamclisi, județul Constanța. Foarte devreme în viață, în copilărie, el și-a pierdut complet vederea la ochiul drept în urma unui traumatism. Eu m-am născut în 59 și din 61-62, cam așa, eram copil, mi-te nu sunt măzucam și eu ca copii, vorba și ea. Și ne-a nimerit un copil, ne-a nimerit o piatră în ochi. Și ne-a spart o gândă ochilor, cum atunci m-a dus la control, așa o spus și atunci, când mai țin minte. Eu zic că dacă mă operam atunci, se vindeca ochiul. Dar eu am lăsat că n-am avut bani, știi? Și m-am operat în 2007, prima dată. Prima două oară, iar m-am operat. S-a treia oară, o zic că nu mai arși în față, să-mi pui proteză. Și-a zis, doamne, eu proteză, eu nu-mi pun. Ochiul care mi-a dat Dumnezeu, cu ăsta eu să mă duc dincolo. Oricum nu se vindecă, nu mai aș face eu. Dar stau așa că N-are să-mi facă. E mai mult de 2 metri, eu nu pot să văd la distanță. De aceea era foarte important să aibă grijă de ochiul stâng, cu care mai putea încă vedea. Și aici însă au apărut probleme. Vederea a scăzut, dioptriile ochelarilor au crescut. Prin intermediul Fundației Prețuiește Viața, părintele Daniel a ajuns la Spitalul Europe Eye pentru diagnostic și tratament. Eu să vă spun adevărul aici ori ați fi parlamentar, ori deputat. Eu n-am stat niciodată. Am mai stat în spitate de multe ori. Dacă ești n-am stat niciodată. Sunt oameni între oameni.
Deci aici, este civilizație. Domnule, te ajută omul, când ai nevoie, la nevoie, te ajută. Când am pus înainte, doamna trecătă, eu n-am părat să mă operez. Lui Dumnezeu îi place adevărul, spui adevărul în față. Am, nu am să nu. Eu n-am bani să viu, n-am bani să mă operez. Și mi-o să vină, cu acât vedem noi ce facem. S-a venit. S-a ieșit, mă bugă la 10.000 de aparate. În urma investigațiilor a reieșit că problema se află pe traiectul nervului optic, la ieșirea acestuia din globul ocular. Astfel, părintelui Daniel i s-a recomandat un examen neurologic și un RMN cerebral. Pentru astigmatism și presbiopie, pacientul a primit o rețetă de ochelari pentru aproape și pentru distanță. În plus, i s-a recomandat un tratament medicamentos pentru nervul optic. Deci am pus și la ochi. Eu nu văd, eu am ochelari deschis acolo pe masă, eu nu văd ce. O carte lui Găciunul, unul, dar trebuie să pun chiar ieșit. Să văd, doamna, dată când faci ochelari ieșit, să iei distanță. Prin bunăvoința personalului magazinului Style Optic Concept, situat în incinta spitalului, părintele Daniel a primit cadou cele două perechi de ochelari. Varianta pe maro și varianta pe gri. Așa se vede prin gri și așa prin maro. Maro este mai odihnitor. Pe maro, da? Da. Impresionat de cât de frumos este spitalul, dar mai ales de prietenia cu care a fost primit și tratat la Europe Eye, părintele Daniel crede că bunătatea va fi răsplătită tot cu bunătate. Deci aici în spital, cum să spun, mai mult decât un ajutor aici. Mai mult decât un ajutor. Dumnezeu spune, bine faci, bine știu că sunt. Deci spitalul ăsta, sunt oameni care fac bine. Sunt oameni care plătesc, oameni care nu plătesc. Asta depinde de bunătatea omului, de sfântul omului. Asta că e bine. Experiența părintelui Daniel Sârghe ne amintește că uneori viața e grea și nedreaptă, dar că încă mai există generozitate. Sunt oameni care văd doar cu ochii, dar mai sunt și oameni care văd miezul lucrurilor, care întind o mână celor în suferință și aduc o schimbare în viața lor. Iată de ce este atât de importantă vederea. Fără vedere, ce mi-e scumpă ca vedere? Asta e vedere. Dincolo de tratamentele oftalmologice, pacienții au nevoie și de alte specialități medicale. Extinderea spitalului și transformarea lui într-unul generalist a avut loc la începutul lunii iunie 2013, Fundația Prețuiește Viața fiind și de această dată alături. Școala Mamelor, principalul program dezvoltat de Fundația Prețuiește Viața, are apeluri din partea atâtor părinți, atâtor mame care au probleme, atât ale lor cât și ale copiilor lor. Noi nu suntem mai mult decât oameni, nu putem rezolva orice, dar uneori dezvoltăm parteneriate cu spitale din țară sau din străinătate, încercând să mai salvăm o viață, să mai oferim o șansă cuiva care nu și-ar permite oricât și-ar dori de mult. Și atunci am ajuns la un moment dat, printr-un concurs de împrejurări, să cunosc Europe Eye Hospital, astăzi dezvoltat acest spital oftalmologic în European Hospital, adică un spital multidisciplinar ce este foarte bine dezvoltat și arată impecabil, precum vedeți, serviciile sunt la fel precum arată. Și am apelat la ei și le-am spus: uitați, avem cazurile astea, un caz, două cazuri, trei cazuri, pe care le-au rezolvat la rugămintea Fundației Prețuiește Viața, gratuit. I-au adus pe acei oameni din colțul de țară în care locuiau pe cheltuiala lor, i-au tratat, i-au cazat în acest spital și apoi lucrurile s-au încheiat cu bine din punctul de vedere al pacientului. Au existat pacienți care au beneficiat de servicii medicale și chirurgicale gratuite acordate de către spital în colaborare cu Fundația Prețuiește Viața și toți acești pacienți au fost foarte încântați, foarte mulțumiți și vor continua astfel de gesturi pentru că toți pacienții au nevoie de îngrijire, toți pacienții ar fi frumos să beneficieze de servicii medicale cât mai bune. Am încurajat apoi această colaborare, spunându-le:
Uite, știu că deschideți prima secție pentru a deveni spital multidisciplinar. Cea de astăzi, adică pediatria. Suntem chiar în fața neonatologiei, locului unde copiii vin după ce se nasc. Ce-ar fi să faceți un efort împreună cu noi, să organizăm un eveniment frumos și toți copiii care vin cu părinții în această zi să aibă parte de consultații gratuite? Știu că e un efort din partea oricărui spital, dar ar fi un dar minunat. Și au acceptat? În 1 iunie am realizat un eveniment, aș putea spune, de succes în colaborare cu Fundația Prețuiește Viața, la care au participat foarte mulți copii și care au beneficiat de consultații gratuite, iar părinții lor au putut să constate calitatea serviciilor medicale din acest spital și condițiile excepționale de care se bucură de la primire până la plecare. Ziua copiilor a venit la spitalul Europe Eye cu două cadouri mult așteptate, maternitatea și secția de pediatrie. Și ca un copil care tocmai s-a născut, a primit și un nume nou, European Hospital, Spitalul European. La acest moment de sărbătoare au participat, alături de medici și de personalul spitalului, o mulțime de copii și de părinți. Câteva mămici, vedete de televiziune, au dorit să petreacă alături de cei mici într-un spațiu prietenos și elegant. Evenimentul a fost propus și susținut de Andreea Marin, președinta Fundației Prețuiește Viața, dar care, mai presus de acest lucru, este o mamă. Întregul spital s-a transformat într-un minunat loc de joacă pentru copiii care au râs, au dansat, au cântat și s-au distrat, alături de micii artiști, invitați de onoare la eveniment, grupul coral Andante și micul solist de muzică populară Eusebiu Gafiță. Căi-s roate, mândrile din ochi macate, nu-s mari, dar s-ară toți mai șlagi-o bațos. Tăți flacă-i-s roate, mândrile din ochi macate, nu-s mari, dar s-ară toți mai șlagi-o bațos. Fetele cu busuioc, da, te așteaptă slicioc, mă! În această atmosferă de sărbătoare am stat de vorbă cu prichindeii și am dorit să verificăm dacă știu ce zi specială este azi. Este ziua copilului. Ziua copilului. E ziua copilului. Aia e ziua copilului. Ziua copilului. Sărbătorim ziua copilului împreună. Să nu uităm totuși că suntem într-un spital. Care este prima impresie a micilor invitați despre locul în care își sărbătoresc ziua? Am venit să mă distrez de ziua copilului. Am venit să mă distrez. Mai ziua cu copii. Mă joc cu soara mea. E frumos, adică parcă zici că nici nu e un spital. Frumos. Știi? Parcă zici că e o petrecere. Tica! Am mâncat bombonele, am băut suc. Suc, bomboane și acadea. Am venit să cântăm. European Hospital este un loc mai altfel pe piața serviciilor medicale din România. Grija pentru binele micului pacient și serviciile medicale de cea mai înaltă calitate sunt principalele preocupări ale medicilor pediatri de la Spitalul European. S-a deschis secția de pediatrie pentru a veni în sprijinul tuturor copiilor care au nu numai probleme oftalmologice și alt gen de probleme, afecțiuni respiratorii, afecțiuni gastrointestinale, în vederea de a veni în sprijinul lor și de a le fi alături atunci când au nevoie. Ca matur, poate mai înțeleg și iert anumite lucruri. Ca părinte, ca mamă, nu pot să iert nici cea mai mică greșeală. E firesc. Chiar dacă ea ar fi de înțeles, la un moment dat, când e vorba de copiii noștri, nu mai suntem la fel de raționali. Ne dorim ca totul să fie impecabil pentru copiii noștri. Așa că am venit aici și am făcut această colaborare pentru că am găsit aici condiții excelente. Vreau să înțelegeți că Fundația Prețuiește Viața are un prestigiu și că nu ne permitem să ne asociem cu vreo instituție de orice tip care nu-și face treaba la fel de bine.
În spitalul nostru avem dotări de înaltă performanță, atât în domeniul oftalmologic, în care putem opera copiii de la orice vârstă, chiar de la vârsta de o lună și mai târziu. Dorim să deschidem un departament de ORL, cât și un departament de chirurgie pediatrică, astfel încât un micuț pacient care vine aici să îi putem pune un diagnostic corect și cât mai precis și să-i asigurăm un tratament adecvat multidisciplinar, să zic, atât oftalmologic, chirurgical, pediatric, ORL. Ca un cadou de ziua lor, toți copiii prezenți la eveniment au primit o consultație gratuită oftalmologică sau de pediatrie. Este foarte frumos, e foarte frumos și foarte prietenos, mai ales cu copiii și cu părinții îngrijorați. E un mediu extrem de cald și de plăcut, mai ales că are și spații de joacă în care copiii se mai pot relaxa din când în când între consultații, dacă e nevoie, se mai pot detensiona. Eu zic că omul simțește locul. Prima impresie a fost că e foarte prietenos și foarte deschis tocmai către copii și către familie. Deci chiar mi-a plăcut primul impact așa când am intrat. Acum văd că și doamnele știu să lucreze cu copiii, ceea ce e un lucru mai rar, că nu poți să-i zici copilului stai acolo. Copilul zice nu, de acolo trebuie să lucrezi și să vezi ce-i faci. Cu rândunica, cu balonașul, cu cam așa se face și uneori cred că ar trebui să învățăm și noi asta acasă. Când copilul zice nu vreau, nu trebuie să-i zici ba da, ca așa îți spun eu, ci să încep să-l aburești pe românește să nu mă audă. Acasă, mami. Da, deci am întâlnit cu Violeta. Ia, deci am văzut primul lucru, Vio. Da. Și ne-a și la Marta. Vai, vino aici, vino aici, vino aici. Ce ții, bine? Spune, mama. Vio, ia pe Violeta. Mami, dar spune cum te cheamă. Ingrid? Cum te cheamă, Ingrid? Ivano? Dă-i și ei micu. Dă-i și ei foc. Dă-i și ei puțin, da? Hai, dă-i puțin. Uite, vrea să țină de mână. Ce minune! Haide să ne așezăm la o consultă. Haide, da? Buba! Buba! Am mai venit aici, cum am mai spus, și pentru mine, am adus-o și pe mama mea, și pentru Ingriduț am venit și am fost foarte mulțumit și o să venim în continuare. La mulți ani! La mulți ani! De ziua copiilor, la mulți ani, nu? La mulți ani! Da? Zi, mami, mulți ani și tu! Ingrid zice, mulți ani! La mulți ani! Zici tu, mulți ani! Iubită, mă! În noua maternitate din incinta European Hospital, copiii primesc șansa celui mai bun start în viață. Această secție de neonatologie este o secție privată care oferă tot confortul pentru mame, dar încearcă de asemenea să aducă un act medical de un mare profesionalism, bazat și pe doctor cu experiență foarte mare și pe aparatură de ultimă generație. Sigur că vom încerca ca orice pacient să se simtă foarte apropiat de medicului, să simtă că are întotdeauna un ajutor, mai ales că lucrăm cu niște persoane foarte sensibile. Deci hai să ne gândim cu cine avem de-a face, cu lăuze, care în primele zile după naștere sunt persoane foarte fragile, foarte sensibile și din punct de vedere fizic și din punct de vedere emoțional. Și fără o ținere foarte importantă din partea medicului, asistentelor, a moașelor, le va fi greu să treacă de această perioadă și vor avea poate o amintire neplăcută și grea. Noi vrem ca această amintire să fie plăcută, să fie ca o normalitate, ca un lucru firesc și amintirea lor să fie numai de bucurie, dar sigur, trebuie sfătuite și nu numai sfătuite, susținute corect și tot timpul ca să fie așa. Nu
Cum o cheamă? Să vă trăiască! Să vă trăiască! Ce e asta? Ce bombonică! Nu, iubita, să vezi unde ai fost. Așa-i mică, ai fost și tu. Îți place? Îți place bebelușul? Așa micuță ai fost și tu, mă. Eu am fost micuță. Și tu ai fost micuță? Nu pot să cred așa să vă. Măi, 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 nu pot să cred. Ai toți din singură? Ai toți din fișoare? Da, e mare, da. E mortală. Omul sfințește locul. Într-o țară în care atât medicii cât și pacienții au mai multe motive de nemulțumire decât de bucurie, European Hospital propune o nouă atitudine. Prietenia stă la baza relațiilor dintre specialiști și cei care vin să găsească aici vindecarea. Dorința noastră este să fim prieteni ai copiilor și copiii să vină cu încredere la noi, să ne povestească tot ceea ce vor, chiar dacă nu țin neapărat de actul medical, dar vor crea o legătură mult mai strânsă cu noi și așa vom putea să fim mult mai legați afectiv față de pacienții noștri, pentru că cu siguranță ei vor reveni la noi, dar sperăm să revină cu plăcere. Și nu ca doar o relație doctor-pacient, ci o relație de prietenie. Ce am găsit în European Hospital? O atmosferă, un loc de joacă minunat. Copilul se destinde înainte să intre la consultație. Am găsit o atmosferă caldă, un tratament al pacientului făcut cu omenie, cu prietenie. Vii aici și te simți între prieteni. Ori e mare lucru. Nu simți mirosul acela de spital. Ne amintim de acest miros specific pe holurile spitalelor și nu ne creează o senzație prea plăcută. E un loc pe care vrei să-l vizitezi, pe de altă parte. Arată foarte bine, te simți foarte comod. Sunt detalii importante care fac întregul și, nu în ultimul rând, serviciile medicale. Până la urmă, poate să arate totul foarte bine dacă serviciile medicale nu sunt la înălțimea așteptărilor. Nu ești mulțumit. Când auzim cuvântul spital, ne gândim automat la boală și la suferință. Totuși, se poate și altfel. Pe lângă atmosfera caldă și medicii prietenoși, European Hospital oferă informații pentru prevenirea bolilor, consiliere prenatală și sfaturi pentru tinerii părinți. Altfel spus, contribuie la bunăstarea societății, a noastră, a tuturor. Ce e foarte important și nu vezi în multe spitale din România, pentru că pe undeva, să zicem că e de înțeles, sunt atâtea griji pentru sistemul nostru medical imperfect, încât ce nu se face încă bine la noi este medicina preventivă. Și pentru un părinte e atât de important să înțeleagă că dacă la vremea lui nu a avut educația de a-și face un control odată la 6 luni, chiar dacă e sănătos, sau odată la un an, poftim, pentru copilul lui trebuie să creeze această educație, pentru că pe viitor copilul va ajunge să gândească și să acționeze precum face părintele lui azi. Noi vom activa foarte accentuat pe educația tinerilor cupluri, pe tinerii părinți, ce să se aștepte de la un nou născut și ce ar trebui să facă ca să nu aibă probleme ulterior. Și această educație va începe dinaintea nașterii, cu o consiliere prenatală foarte amănunțită pentru a depista eventualele riscuri și a le elimina. De asemenea, vom face o școală a părinților, care va fi o școală interdisciplinară cu medic obstetrician, neonatolog, dietetician, psiholog și kinetoterapeut. După naștere, mămicile vor fi consiliate în principal pentru alimentația naturală. Li se va aduce la cunoștință care ar fi cele mai bune scheme de vaccinare și, în principiu, vrem să le facem să înțelegem că primul pas în viață este foarte important și dacă el este bine făcut, nu vor avea probleme ulterior. Ceea ce mă bucură este că în acest spital, European Hospital, am întâlnit această educație preventivă. Vine părintele cu copilul și este educat el, în primul rând, cu căldură și cu diplomație de către personalul de aici, cum să facă
astfel încât grijile să nu fie rezolvate după ce află de o boală, ci să prevină ceea ce ar putea să apară pe cât posibil. De aceea e un spital în care eu am încredere să vin sau să-mi aduc copilul, ceea ce e mare lucru. European Hospital continuă să ofere servicii medicale de calitate, următoarea specialitate la care pacienții pot apela fiind obstetrică ginecologie. Această secție va reprezenta o noutate pe piața românească de sănătate în ceea ce privește domeniul privat. Prin ce? Odată prin profesionalismul colectivului creat aici. Și nu numai din punct de vedere al gestului medical și al practicii medicale, ci al caracterului uman, a umanității colegilor care vor lucra aici. Sunt oameni care practică meseria din dragoste și din iubire pentru viață. Meseria asta reprezintă mama și o nouă viață. Pentru asta sunt dăruiți și eu garantez pentru lucrul ăsta. În acest spital ne bucurăm de echipamente, după cum se spune de fiecare dată, de ultimă generație. Nu, niște echipamente care în acest moment sunt de vârf și sunt folosite în orice spital de elită în cadrul Uniunii Europene. Ceea ce dorim aici este ca să realizăm un centru materno-fetal în care pacienta care intră să aibă absolut orice. Aici să putem să facem și tratamentele pentru infertilitate, să facem urmărirea pacientei pe tot parcursul, aici să fie în familia ei, aici să o naștem, aici să o urmărim și pe perioada de lăuzie. În același timp să-i oferim bebelușului în prima lună după naștere și asistența medicală pediatrică care este necesară. Va exista și parte de infertilitate, deci practic toate acele subdomenii, atât obstetricale cât și în ceea ce privește ginecologia. Ginecologia medicală, care se tratează doar prin terapii medicamentoase, dar și ginecologia intervenționistă, de la intervențiile simple până la cele mai grave, mă duc către ginecologia oncologică. Și aici vorbesc de cancerul de col, cancerul de ovar, cancerul uterin și așa mai departe. Deci putem face și efectua orice tip de intervenție. Efectiv să ridicăm partea de servicii astfel încât orice pacient care va veni în acest spital să aibă senzația că nu este doar un simplu pacient. Practic, afecțiunea lui să aibă acea conștiință că este rezolvată, că poate fi rezolvată de la A la Z. Limpede nu vezi decât cu inima. Ochii nu pot să pătrundă miezul lucrurilor, spunea Antoine de Saint-Exupéry. La Spitalul European, ochii pot vedea frumosul, iar inima poate simți fericire. Pacienții sunt mulțumiți, medicii au sentimentul datoriei împlinite, cu toții fiind prieteni și construind împreună o viață mai bună.